acum, că nu mai facem. Tot am stat și m-am gândit cum e bine de trăit. Ori mai stau, ori mă mărit, ia ca așa, așa, așa. Ți-i dau, mami, ascultare, să-l iau pișel cu parale, cu vreo 7-8 hectare, ia ca așa, așa, așa. Ți-i dau, mami, ascultare, să-l iau pișel cu parale, cu vreo 7-8 hectare, ia ca așa, așa, așa. Cum să-l las de ani eu cu ei să mă... Bine ați venit la acest eveniment important pentru orașul Târgu Ocna. Sărbăm astăzi ziua persoanelor
vârstnice. Suntem la a cincea ediție. Acest eveniment se poate desfășura cu colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, căruia trebuie să-i mulțumesc pentru colaborare și pentru efortul pe care l-a depus ca acest eveniment să se desfășoare în condiții bune. Sunt prezente astăzi aici centrele din subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului și de la cartierele orașului Târgu Ocna, persoane care s-au pregătit ca astăzi să arate jurului că știu să facă cele mai bune plăcinte din sud-estul Europei din ultimii 100 de ani. Pentru băieți astăzi s-a pregătit un concurs special de biciclete, bicicleta prietena vârstei a treia. Pentru băieți avem două categorii, 65-75 plus 75. Pentru doamne avem 62-75 de ani, peste 75 de ani. Vă mulțumesc dumneavoastră, participanților, la această competiție. Lista invitaților, care le mulțumesc că astăzi ne-au onorat cu prezența la Târgu Ocna, va fi prezentată de domnul director adjunct al Direcției de Asistență Socială Bacău. Urez mult succes concurenților, juriului îi urez succes și să delibereze cu multă înțelepciune și să dea premiile celor care într-adevăr le merită, iar dumneavoastră, turiștilor, cetățenilor orașului Târgu Ocna, poftă bună la plăcinte și la biciclete, să aplaudăm concurenții. Trebuie să vă spun că am alături de astăzi aici la Târgu Ocna și pe primarul comunei Capaclia din Moldova, care a venit în vizită la noi astăzi și pe care îl invit alături de mine aici, să vadă cum sărbătorim noi această zi a persoanelor vârstnice, cărora trebuie să le mulțumim pentru efortul deosebit pe care l-au făcut pentru oraș și acum noi, cei care suntem în activitate, trebuie să le respectăm efortul și să avem grijă de ei, dacă nu în fiecare zi, măcar de ziua lor. Vă mulțumesc și dau cuvântul domnului director adjunct al Direcției de Asistență Socială Bacău. Bună ziua și bine ați venit! Astăzi, așa cum a spus și domnul primar, sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Datorită bunei colaborări de-a lungul timpului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Primăria orașului Târgu Ocna, am reușit să organizăm acest eveniment. Mulțumesc invitaților care au acceptat să participe la acest eveniment, domnului rector al Universității George Bacovia, domnul Lupu, domnului decan al Universității Vasile Alexandrei, domnul Mârza, onoraților consilieri județeni, domnul Bandea Toma, domnul Belceanu, domnul Manolache, de la Primăria Moinești este alături de noi și domnul Cehan, de asemenea și de la DAS Onești, doamna director Țărano. Vreau să mulțumesc de asemenea și beneficiarilor și salariaților din centrele de pe componenta adult din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru efortul pe care l-au depus în realizarea acestor produse tradiționale. De asemenea, alături de noi se află și trei centre din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Le mulțumim pentru efortul de a se deplasa și a fi alături de noi în această zi specială. De asemenea, din cadrul ONG-urilor, mulțumim Fundației de Sprijin Comunitar, Club 60 și Clubul Pensionarilor din județul Bacău. Și doresc tuturor să treacă pe la fiecare tarabă și să cumpere produsele aranjate cu mult drag de către dânșii. Urez mult succes concurenților și să ne vedem cu drag și la ediția următoare. Vă mulțumesc!
Și acum îl invit pe domnul primar din comuna Capaclia, Moldova. Vă mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului primar, prietenul meu și prietenul Capacliei, Ștefan Șilochi, care ne-a invitat aici. Suntem un grup de 7 persoane în etate, toți pensionari. I-am adus special să-și vadă țara lor. Și încă o dată m-am convins că sângele apă nu se face, chiar am mâncat de pe aici niște plăcinte, exact cum făcea bunica mea, Dumnezeu să o ierte, făcea niște minciunele, cum le zicem, exact ca la Capaclia. Deci să-mi spui acum oricare că nu suntem dintre același neam sau dintre același sânge, să știi că nu-l cred. Domnule primar, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă transmit salutările a peste 450 de pensionari din toată Capaclia și vă așteptăm cu drag și noi pe meleagurile noastre, adică pe meleagurile tot ale voastre. Mulțumesc! Concursul de biciclete, atenție concurenții, doamna profesoară vă prezintă regulile pe care trebuie să le respectați în concurs. Atenție, vă rog! Bună ziua și bine ați venit la concursul de biciclete în cadrul programului de astăzi. Sunt înscriși următorii concurenți. La 65-75 de ani, bărbați, Baciu Mircea, Panțărul... Petroianu Sava, Calapod Scarlat. Doamna profesoară, vă rog să-i citiți mai rar și haideți să-i aplaudăm pentru curajul pe care îl au ca la această frumoasă vârstă să participe la acest concurs. Deci Baciu Mircea. Panțărul Gheorghe, câștigător anul trecut. Petroianu Sava. Petroianu, bravo. Calapod Scarlat. Calapod este... Să-l vedem acolo, da. Bine. Balcanul Vasile. Prezent. Zota Aurel. Nu este. E bolnav. Nu, a fost descalificat, nu are vârsta. Corect, nu? Aici dacă n-are ani, nu merge. Zamfir Ioan. Zamfir. E aici, da? Bine. Și Ghibilic Mihai. Mihai Ghibilic de la Tisești. Bravo, neam ei. La feminin, categoria 65-75 de ani, doamna Popescu Anișoara. Prezentă? Da, era aici. Da, felicitări pentru curaj. Și Năstase Georgeta. Prezentă, da. Felicitări, doamna, ați participat și în anii trecuți. La categoria plus 75 de ani. Bărbați. Radu Dumitru. Unde e Radu Dumitru? Este aici, da? Goriță Goagă. Botezatul Dumitru. Bravo. Și Radu Gheorghe, bravo. 87 de ani. Mulți înainte. La feminin plus 75 avem pe doamna Scurtu Anica. La plus 75 femei, Scurtu Anica. Prezintă și plăcinte, are în program și plăcinte. Pentru concurenții de la concursul de biciclete, care anul trecut, vă rog, o să poftiți acolo, o să dăm drumul prima dată la categoria bărbați 65-75 de ani. Da? Deci vă rog tare mult, sunteți mai mulți ca concurenți, o să plecați pe partea dreaptă și o să vă întoarceți pe partea stângă. Așa, mergem la grupa acolo, la cămăruță, să vă luați tricourile cu numere. Succes! Rugăm să mergem să facem galerie la bicicliști. Muzica.
deal, e la deal. Premiile la concurs.
bicicleta Irina Gusti. Cu premiile. Da. Începem cu doamnele. Cu mobilii, nu? La categoria 62 75 locul 1 Popescu Anișoara. Premiul o bicicletă. Până la anul să faceți armane, să câștigați tot locul întâi. Da? Asta-i premiile la doamne. Locul întâi. Doamna a venit în ultimul moment, n-a avut antrenamentul necesar, dar anul va câștiga locul întâi. În locul 2, doamna Aracu Maria. Bine, doamna Maria! Te rog frumos, te dai mai în spate, da? Te lovești. Locul 3. Irinel. Năstase Giorgeta. De care ai locul 3? Bravo! Doamna la 75 de ani, sigur. La Academia Femei, peste 75 de ani, locul 1, doamna Scurtu Anita, 83 de ani. Așa, da, bicicleta. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim! Și acum la vinți! Categoria 65, 75 de ani. Locul 1. Bacanu Vasile. Bravo, Mico! Bravo, Vasile. Premiul o bicicletă. Un pic. Mulțumim foarte mult și vă mulțumesc. Locul 2. Pasăru Gheorghe. Aveți un loc, vă mulțumesc. Locul 3. Petroianu Sava. Diploma de participare. Domnul Scarlat Caracol. Scarlat Caracol. Unde ești? Hai! Vine acum! Hai! Însă reprezentantul Centrului de Grijire și Asistență, vă rog, vă rog! Domnul Mircea Baciu a participat pentru prima dată la anul acestuia locul 3. Locul 3!
Mihai Vitează. Zanfir Ioan. Dânsul este de la Târgu Neamț și are și proteza la picioare. Felicitări la Târgu Neamț. Laureliți categoria plus 75 de ani. Locul întâi, domnul Bacă Văriță. Termenul o bicicletă. Așa, 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 87 de ani, să trăiți la rău. Viva Elvino, viva Elvino! Să ajungi în el. La 100 de ani să participe. La ghid. Bravo, felicitări! Se rupau! Locul 3, Bărezatul Dumitru. Nu am să mă rugați să ne parcați. Câte bucate sunt? 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 Câte în câteva minute, jurul este pregătit să anunțe câștigătorii. Felicitări participanților la concursul de biciclete. Te așteptăm și anul viitor. Multă sănătate! Reprezentanta cartierului Vâlcele! Să
Mulțumim și noi! Doamna Maria Grigoriu, Grigoriu, tot din cartierul Lisești. Doamna Maria Ava Mihai din Poieni. Doamna Sfântă Marica a participat și la plăcintele bunicii, vă rog, și la bicicletă. Păi du-te-n bicicletă, ori încolo, ori încolo. Doamna Vera Artir, din Oraș. Doamna Gabriela Radu, Nicălea. Am medicina scurtul, da. Urmează premiera celor și rog pe domnul director să urmeze diplomele. Premiul pentru întâi pentru cea mai sănătoasă plăcintă se acordă cererea pe H comunești. Hai, Thank you.
Diploma de participare se acordă în cursa imediată. Hai Bacău, hai Bacău, hai Bacău! Când treci la mine să-ți dau un par de timp să mai trecesc. Da, da. Nu fac mișto. Faceți o poză cu domnul Gatine, cu domnul director și cu domnul Filmer. Haideți, mergeți pe mișto. Gata. Mi-am.
Mulțumim! Da. Cum a ieșit? Foarte frumos!